Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru balanță, dar îmi pare rău că pentru balanță n-am reușit în această lună, dar sper să, într-adevăr, să practicați compasiunea și înțelegerea, așa cum ați și primit mesaj de la înger, să fiți în prezent și să visați la viitor, pentru că sunteți într-o legătură spirituală cu cineva, o legătură foarte profundă, dar unde vreau să ajung? Practicați compasiunea și încercați să înțelegeți că cine, în cazul acesta eu, nu a reușit să facă etalarea, înseamnă că a avut niște motive întemeiate. Vă rog frumos, știu că puteți să fiți și supărăcioși uneori, dar știu că puteți să fiți și foarte înțelegători, așa cum este prietena mea cu ascendent în balanță și încă câteva cunoștințe cu ascendent sau cu planete în balanță care sunt absolut minunate și înțelegătoare. Am spus, încep etalarea, am primit mesaje de la înger, am amestecat cărțile și mesajele cele mai importante sunt să alegeți dragostea, să exprimați dragostea prin gesturi, prin nu neapărat cadouri, dar dacă e cazul, puteți și prin cadouri și să demonstrați dragostea, un lucru care este mult mai profund decât exprimarea, dar amândouă merg mână în mână, pentru că da, așa cum am simțit și în timp ce am amestecat cărțile, unii dintre voi ați întâlnit sau sunteți pe cale să întâlniți pe cineva care vă deschide inima într-un fel foarte profund. Am avut niște senzații la nivelul chakrei Anahata și cred că luna august a fost sau pregătește o schimbare foarte profundă la nivel emoțional pentru unii dintre voi. Mai amestec încă o dată cărțile ca să fie, ia uite, avem și împăratul, încercați să vă mențineți controlul într-o situație oarecum pasională, care necesită temperanță, poate o relație dintr-o altă viață sau, eu știu, din trecut. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar e posibil să fie. Balanță. Sfârșit de august, început de septembrie. Evident că veți mai avea încă o etalare și pentru septembrie. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent în balanță. Sfârșit de august, început de septembrie. Încercăm, adică nu că încercăm, chiar facem cruce celtică. Oh, 9 de bute central. Nu e obligatoriu să fie semn de foc. Cred că sunteți, unii dintre voi sunteți, voi încă încercați să vă protejați, pentru că ați trecut prin foarte multe. Sunteți răniți, ați trecut prin foarte multe, încercați să vă mențineți în picioare oriunde sunteți, la serviciu, în familie sau poate în toate provocările pe care le întâlniți în viață, profesionale, emoționale, sentimentale, spirituale, încercați să stați în picioare. Dar nu este suficient. Probabil că totuși trebuie lucrat cu chakra inimii, că nu degeaba am avut ce vă provoacă regele de spade. Aici sunteți voi. Aici sunteți voi, conștienți de tot ceea ce vi s-a întâmplat, de tot ceea ce vi se întâmplă, deschiși să discutați, dar să discutați la modul rațional, mai puțin emoțional. Vedem mai încolo cum se vor așeza cărțile. Aici sunteți voi. Provocarea este că deși vă simțiți răniți și încercați să vă blocați într-un fel sau altul sau să blocați pe alții, voi vă arătați cool, autoritari, nu neapărat distanți, deși poate pentru cei cu care aveți de-a face puteți să apăreți uneori distanți. În adevărul vostru, conform vă comportați, conform principiilor voastre raționale, repet. În trecut, trecut, Marea Preoteasă, că e semnul peștilor, că e alt semn de apă, în general, reprezintă o persoană foarte intuitivă. Dar poate că dacă nu este o persoană, voi, prin toate suferințele prin care ați trecut, ați început să vă ascultați intuiția. Ați început să înțelegeți că lucrurile nu sunt doar raționale și logice în viață, ci avem de-a face cu energii, cu situații care într-adevăr vă deschid orizontul către alte dimensiuni, către lumea anterioare, către vieți anterioare, către
A înțelege că sunt situații karmice, darmice, în fine, e o întreagă poveste. Marea preoteasă este foarte, e prima arcană majoră pe care aveți în această cruce. Este foarte importantă și știți că mi este foarte dragă. Poate unii dintre voi aveți o legătură cu o persoană de genul acesta. Trecutul recent sau, nu știu, poate să fie chiar prezentul, dar în cruce arată trecutul recent. Vreți să vă mișcați mai departe. Faetonul reprezintă acea energie, iar mare arcană majoră, iar energie cardinală, cum sunteți și voi, reprezintă acea energie în care v-ați hotărât să îmbinați experiența trecutului, da? Că e bună, că era, avem plus și minus, avem negru și alb, avem negativ și pozitiv, vreți să vă luați întreaga existență în hățuri și să porniți către ce, cum am spus de foarte multe ori, către destinul vostru, către steaua voastră, către persoana care într-adevăr vă împlinește sau către meserie sau către, eu știu, orice altceva care vă împlinește. Oh, valetul de cupe, valetul de cupe, energia care va guverna sau a guvernat această lună august, a guvernează acest sfârșit de lună și început de septembrie, valetul de cupe, posibil să fie o persoană în semn de apă, nu e obligatoriu, dar e foarte posibil, pești, rac, scorpion, avem și Marea Preoteasă care confirmă acest lucru, avem și faetonul care iar confirmă dintr-un alt punct de vedere acest aspect al, eu știu, unei persoane cu planete în semne de apă. Dar trecând peste aceste mici, nesemnificative unor explicații, valetul de cupe înseamnă un mesaj emoțional. Ori așteptați, ori vă doriți să vă exprimați, cum ați văzut și mai devreme, să vă exprimați. Express love through gifts. Să vă exprimați dragostea prin gesturi emoționale, să demonstrați, da? Să demonstrați dragostea, să practicați compasiunea, pentru că valetul de cupe vorbește despre compasiune. Poate aveți de-a face cu cineva mai tânăr decât voi, unii dintre voi. Dar, repet, valetul de cupe poate să reprezinte un mesaj. Poate să reprezinte și conceptul de copil. Toți valeții sunt mai tineri, sunt mai copilăroși. Poate aveți în gând un copil, poate sunt discuții, regele de spade, discutați despre un copil. Sau vă gândiți la un copil. Oh, ce frumos! Viitorul apropiat, asul de monede. Este foarte posibil să începeți un proiect sau o relație de lungă durată foarte stabilă. Poate din acest motiv vă doriți să exprimați, eu știu, și să oferiți această, eu știu, deschidere a voastră, da? Către cineva. Poate vouă vi se face o ofertă, dar ideea este că mergeți, aveți această ofertă divină, este o ofertă divină. Asul de monede, da, dacă valeții reprezintă oferte personale, deja valetul de asul de monede și de orice ar fi, este oferta divină pentru toate suferințele prin care ați trecut. Repet, poate să fie la locul de muncă, poate să fie un dar de bani, poate să fie o relație de lungă durată cu cineva care vă este foarte drag. Sfatul. Aveți 5 de bâte. Probabil că aveți niște conflicte interioare, că nu degeaba a apărut și 9 de bâte. Conflicte interioare. Poate vă gândiți că veți fi judecat de familie, veți fi bârfiți de vecini, de colegi de la locul de muncă, pentru decizia pe care, eu știu, aveți de gând s-o luați. Este o persoană foarte hotărâtă în ceea ce face și ceea ce exprimă. Deci, sfatul ar fi, evident, să ieșiți din starea de conflict. Este o stare conflictuală pentru că treceți prin ceva, printr-o experiență prin care n-ați mai trecut. Și din acest motiv,
experimentați acest conflict interior, dar sfatul este să vă relaxați, să vă ascultați intuiția, să uniți experiențele, cum am zis, negative și pozitive și să mergeți către ceea ce simțiți, intuiți că este destinul vostru. Poate către această, nu poate, mult, aproape sigur, către această, acest as de monede și vale de cupe. Exterior ce aveți? Doi de bâte. Exterior. Cred că trebuie să decideți într-o relație din trecut și o relație cu potențial în viitor. Pentru că exterior, posibil, este persoana din trecut cu care, eu știu, poate care v-a rănit. Poate că rănici și v-a adus în acest stadiu în care sunteți foarte precaut în tot ceea ce faceți. Și nu arătați chiar tot ce simțiți. Doi de bâte. Iar este un moment al hotărârilor, al deciziilor. Vedeți viitorul. Începe să vedeți viitorul. Dar cu cine? Cu cine vă oferă, da? Vedeți că ambele, nu, toate trei cărțile au ceva, oferă ceva, da? Valetul de cupe vă oferă emoție, o dragoste pură, inocentă. Asul de monede vă oferă o relație de lungă durată. Iar voi aici, că sunteți voi, că este o energie exterioară, poate chiar aceste persoane sunt reprezentate în această carte, persoana din carte are un glob. Vă oferă o nouă lume, o viață pe care o puteți experimenta dintr-o altă perspectivă, un alt viitor. De ce vă este frică de împărăteasa? Pentru unii dintre voi care, eu știu, sunteți căsătoriți și vă gândiți, eu știu, unii, pentru unii dintre voi, poate să reprezinte mama copiilor voștri, de care vă este teamă, dintr-un motiv sau altul. Dar eu simt că ar fi mai multe explicații în această arcană majoră. Împărăteasa reprezintă, printre foarte multe simboluri, o femeie gravidă. Aici iar avem un copil. Posibil să fie discuții legate de conceperea unui copil. Posibil împărăteasa în această poziție a fricilor să vă reprezinte chiar pe voi pentru că este Venus. Da? Și voi sunteți guvernați de Venus. Nu știu cât ar fi frică sau emoție de o situație care se poate dezvolta într-un mod care vă înfioară, vă uimește. Dar frica aceasta poate să se manifeste și altfel. Oh, vă doriți. Nu știu dacă vă doriți. Evident că nu știu dacă vă doriți așa ceva. Posibil, fiind în poziția dorințelor, să simțiți o legătură foarte profundă cu cineva. Să simțiți că sunteți intoxicați de această legătură, care, până la urmă, da, poate să pară foarte greu de rupt. Dar nu este chiar așa. Poate unii dintre voi vă doriți un capricorn sau cineva cu planete în capricorn. Poate. Da, mulțumesc, spirite. Încă sunteți într-un acest moment de decizii. Încă lucrați cu ego-ul vostru.
Ce cărți frumoase s-au pus exact invers. Împărăteasa ar fi trebuit să fie în poziția dorințelor și diavolul în poziția fricilor, dar la voi s-a pus exact invers. Cred că încă, tocmai pentru că aveți 9 de băte central, încă sunteți în starea de frică, tocmai pentru că ați experimentat multe situații. Ați vrea să păreți reci, distanți, echilibrați, cum vreți voi să păreți. Și aici e provocarea. Dar în subconștient, acesta nu e obligatoriu să fie trecut, poate să fie subconștient, aveți această mare preoteasă. Intuiția voastră vă spune ceva, să mergeți mai departe și totuși trecutul v-a arătat că atunci când ați mers într-o direcție, ați experimentat situații negative. Ei, și cumva v-ați obișnuit ca orice alegeți să vă aducă în situația aceasta toxică, de frică sau în care cei doi se luptă cu egourile. Dar eu cred că acest diavol ține mai mult de trecut. Eu cred că vă doriți să lăsați acest diavol și să experimentați împărăteasa, dar vă este teamă că nu puteți. Dar e doar o teamă. Trebuie doar să schimbați un pic pozițiile acestor cărți, să puneți împărăteasa în poziția dorințelor și diavolul în poziția fricilor. Finalul ar fi, wow, moartea. Este energia, o energie plutoniană, transformativă, transformațională, da? Poate aveți de-a face, că tot aveți câteva semne de apă, aveți de-a face cu